Bună dimineața de la un gazon proaspăt tuns care primește apică, o cafea și un soare acolo care își face timid simțită prezența. Bună de dimineața! Ce faceți? O dimineață, un bună de dimineața mai normal. Că, da, mai devreme m-am uitat în oglindă și am văzut că eram plină de reziduri de mascara pe la ochi. De asta știți că eu fac eforturi intense de a da acea mascara jos de pe ochi seara. Dar mă enervează cumplit. Stați așa să vă și arăt. E asta de la Bourjois. Volume Glamour Max, cred că îi zice. Deci este înfiorătoare această mascara. Când o am la ochi, mă trezesc cu ea toată pe aici, am cad, încurge, mă mânjesc toată. Când vreau să o demachez, brusc se înțepenește pe sprâncenele mele și nu vrea să plece nici da furisită, nici cu ulei, nici cu apă micelară, cu nimic. Și mă trezesc dimineața cu reziduri de mascara pe la ochi, deși mă spăl pe ochi, da, mă rog. Așa. M-am gândit eu că este dimineața de vreme încă, este ora 7, că bine ar fi să stați așa că trebuie să mă concentrez, că vine voie pe urma de ochi. Să mă duc puțin în grădină, pentru că sunt destul de în urmă cu foarte multe treburi acolo. Și bine ar fi să mă duc acum de dimineață, pentru că mai târziu o să fie cald. Hints și outfit-ul, adică am pantalonii ăștia scurți, un tricou, pe care scrie Keep Calm and Go Green, cred. Este dintr-o campanie pe care am avut-o cu Luiza cu câțiva ani, vreo doi parcă. Așa, și mi-am pus și cămașa asta pe mine pentru că s-ar putea să mă mănânce țânțarii, pentru că aseară am ieșit tot așa să ud gazonul și să fac câteva chestii prin curte și m-au vampirizat toată, sunt mâncată pe picioare, le place, se pare că sunt foarte delicioasă pentru țânțari și de-aia. Așa, și am zis că în dimineața asta, dacă tot, stați așa că cred că nu m-au auzit asta, așa. În dimineața asta, dacă tot e răcoare și până se lasă căldura, că o să fie iarăși foarte caldă astăzi, până se lasă căldura, să mergem să facem ceva, să punem lucrurile la punct. Sunt multe lucruri de pus la punct acolo și, din păcate, a cam scăpat de sub control situațiunea și vreau să aranjez. Cocoșul este la datorie, este de la 4 dimineața la datorie. Îi bine, am cafeaua aici, încă nici nu mi s-a răcit, ceea ce iarăși îi bine. Avem o zi minunată în față, să... Let's go! Și încă o dată overview de dimineață. Am terminat de udat gazonul, ceea ce este minunat. Și venim aici. Stați să facem așa. Venim aici cu plântuțele mele. Deci, cap de afiș pe ziua de astăzi este că trebuie să scot floarea soarelui de aici, că este deja moartă și... O să trebuiască să-mi salvez semințe pentru lanul, fiindcă mi-a plăcut de ea, este foarte drăgălașă. Și o să trebuiască să curățăm puțin aici, curățăm prin eu și cu mine, voi participați vizual mai târziu, după ce termin eu. Așa, și să curățăm un pic pe aici, să rezolvăm problema. Apoi, aici avem o mare problemuță, opa, stați așa, în sensul că mi-a căzut roșia asta. Pentru că este foarte, foarte grea. Am luat ieri o roșie de aici, dar trebuie să rezolvăm cu ea de aici. Sunt și coapte, multe dintre ele, și trebuie să facem curățenie și aici, că e dezastru ce se întâmplă aici. La fel, dacă mai apuc, dar nu știu, să vedem, în funcție de timpul pe care l-am la dispoziție, să vin aici să facem curățenie. O să scot varza asta, pentru că nu-mi place absolut deloc și... n-are sens să o mai țin. Dacă o fi să mănânc varză kale, o accept în alte salate sau ceva făcute de altcineva, dar personal n-am nevoie de ea și trebuie să rezolvăm și situația acestor ardeiași. Avem acolo niște capia care m-au păcălit, am zis că se coc, dar de fapt ei sunt răniți, au niște răni de acolo și o să trebuiască să iau și pe ei. Și dacă mai rămâne timp, deși nu cred, atunci dacă nu în dimineața asta pe diseară, să... Rezolvăm un pic și pe aici, unde situația nu e chiar atât de tragică cum e în partea elaltă, de-aia nu mă apuc de asta. Vedeți că au ieșit bălăriuțe, am și ceapă verde ieșită, ceea ce este bine, să mai pun niște ceapă, poate să semăn niște morcovi pe seară, trebuie să leg castraveții, să-i tund, să-i frezez puțin, avem de lucru, mult.
So, let's go! Pentru că suntem și în mijlocul unui reading vlog, ascult Billy Summers, fiindcă m-am apucat de cartea asta zilele trecute și mi se pare că merge greu, cel puțin începutul. Am zis să trec pe audio. So, încercăm și cu Billy Summers, să vedem. Ah, și situația merelor, că nu v-am pus la curent, este minunată. Poate facem niște brioșe cu mere, chiar dacă nu sunt ele coapte, ar fi minunat în niște brioși, așa cu scorțișoară multă, yummy. Thank you.
progress has been made. Da. Dar nu vreau să vă uitați la unghiile mele ca să vedeți ce progres am făcut. În schimb, partea bună este că am reușit să defrișez nenorocirea de aici, să curăț tot ce era de curățat pe aici. Adică astea și alea din partea elaltă. Să ridic roșia aia, deși s-a rupt de la jumătate, din păcate, să vedem dacă mai are suficientă forță în ea cât să trimită sevă în sus și vom vedea dacă supraviețuiește sau nu. Anyway, cert este că pentru moment acolo alea se vor coace. Am legat și ardei ăștia pentru că erau atât de căzuți, fiindcă sunt foarte grei, cu toate că eu am tot luat din ei ardei să mănânc, dar au căzut și le-am pus niște bețișoare așa ca să se sprijine. Am legat și castraveții și acolo avem niște prune. Și aici la fel am legat castraveciorii și în partea asta... e cald deja! În partea asta am făcut curățenie și la fel și la ardei ăștia. Am pus bețișoare și i-am legat că erau cam căzut sărăcuții de ei. Le-am pus și puțin îngrășământ că nu duceau lipsă. I-am udat bine și să sperăm că o să fie tot ok. Motivul pentru care ardei ăștia de aici nu sunt cu ăia de acolo și nu sunt cu ăia de acolo puși în același loc este că ăștia ar trebui să fie foarte iuți. La modul foarte iuț și chiar am așteptări mari de la voi, dragilor, să știți. Aia sunt ardei bulgărești care teoretic ar trebui să la un moment dat să devină iuți, dar nu foarte, iar ceilalți nu sunt iuți. Și dacă îi amesteci, a făcut mama experimentul ăsta într-un an, că dacă îi amesteci, se polenizează și ajung gogoșarii sau ardeiul gras sau capii ajunge să fie iute, ceea ce nu ne dorim în mod special. Și în rest aici clean. Acolo n-am apucat să fac curățenie pentru că este soare și a ajuns soarele și deja s-a încălzit, după cum ziceam, dar rămâne pe diseră, which is fine. So, o să trebuiască acum să adun bălăriile, să le duc la compost și intrăm în casă la un duș. Hello, hello, bună dimineața! Luăm acest daily vlog părăsit. L-am părăsit, cred că vreo 2 săptămâni de când am început daily vlogul ăsta. Între timp n-am mai filmat nimic pentru că, mă rog, diverse, s-au întâmplat diverse, pentru că starea mea, după cum știți cei care sunteți membri în comunitate, știu că n-am avut cea mai frumoasă lună iulie și nici cel mai frumos început de august. Prin urmare, așa, acum eu am ieșit din duș pentru că mi-am făcut un duș și am părut ud, semi-ud, așa cel puțin pe aici, pe lungime. Și o să-l las să se usuce așa la aer, pentru că este foarte cald astăzi, o să fie iarăși foarte cald. Și e dimineața, e vreo 11 și ceva acum, încă e dimineața. Și am zis să reiau acest daily vlog cu voi. Și între timp mă și aranjez, mă și machiez puțin, pentru că astăzi este zi de content și dacă tot e zi de content o să facem și un pic de daily vlog. Am senzația că mi se umflă ochiul. Așa, și mi-am mai făcut o cafea, pentru că prima cafea am băut-o, desigur, la vecină mea. Și da, să povestim, să vorbim de diverse chestii. Uitați așa, că ăsta nu vrea să mai coopereze cu mine, acest gel de prâscene. Știți faza cu prâscenele? Așa. Uitați că eram chitită să vă zic ceva și mănâncă și nasul. Da. Și a fost o dimineață relativ lentă, pentru că am fost afară, mi-am udat plăntuțele care scam pe moarte pentru că e cald și pentru că viață și chestii și am fost la vecină mea, cum am zis, am stat și cu ea puțin, că n-am mai stat de ceva timp. Și-am povestit
Și ai între timp să lăsa căldura, așa că am decis să-mi fac un duș să mă aranjez puțin pe ziua de astăzi. Aș vrea și eu, dacă avem, nu e obligatoriu, niște anticiarcă. Hai să vedem dacă găsim o țăr de anticiarcă pe aici, așa. Da, cum ziceam, a fost o dimineață lentă, m-am trezit destul de greu, sunt puțin obosită și mi-a luat așa vulpul de... A intrat în ritm, de-aia mi-am mai făcut o cafea, mi-am pus-o în cana asta cu Hedwig pentru că... Pot să pun și lapte din ăla vegetal în ea și mai dă un pic de aromă, așa o mai face să pară mai umană. Așa, nu o să... N-am anticearcă, așa că o să nu găsesc, nu știu, e pe aici, e o harababură generală în acest sertar. Este trist. Ce se întâmplă în acest sertar, trebuie să neapărat să fac curățenie și în el. Și așa că o să întind așa. O să întind așa. Asta, numai un pic. Ca să... Mai acopăr eu. Am senzația că în ciuda pistruilor și petelor pe care le am pe față, pielea mea se comportă destul de bine și ceea ce mă bucură, pentru că nu-mi place, nu știu, nu-mi place în perioada asta să pun prea mult machiaj pe față și mă ajută mult retinolul și am început să refolosesc retinol și o să trec iar la tretinoină, desigur. Ah, bine că mi-am dat în sprânceană. Așa, o să trec iarăși la tretinoină, dar am zis că până la tretinoină să încep să mă acomodez puțin pielea și folosesc retinol destul de slab, adică de 0,5. Eu folosim tretinoină, vă dați seama că pentru mine e puțin slab retinolul, dar e bine, adică mă acomodez. A, mi-am curățat și unghiile de dimineață, ca să știți. Eu cred că era un aspect foarte important pe care trebuia să vi-l menționez, nu putea trăi fără asta. Dar un lucru bun care s-a întâmplat între timp, zilele trecute, a venit covorul pentru birou, pentru aici. Că dacă mă urmăriți pe Instagram, știți că m-am consultat cu voi în privința covorului și în privința fotoliului pentru reading corner-ul meu. Inițial, covorul pe care îl vroiam și eu și pe care și voi l-ați ales, tot l-ați ales, am coincis cumva în alegerile noastre, nu era pe stoc în dimensiunea de care aveam eu nevoie sau de care am nevoie și nu știu dacă există foarte multe șanse să-l mai bage pe stoc. L-am luat de pe Bonami. Și nu știu dacă mai sunt șanse să-l bage pe dimensiune pe stoc. Și așa că n-am vrut să aștept 650 de ani și v-am întrebat ce să iau. Pentru că mai găsisem unul ceva mai colorat așa și mai simpatic. Dacă mai găsesc poza o să pun pe aici ca să vedeți. Și mă gândeam că ăla fiind nuanța asta de alb de la bibliotecă, albastru ăsta și cu să se lege puțin cu culorile de la cărți. Era nu neapărat mai aglomerat, dar mai colorat cumva ăla și mi-a plăcut cumva și ăla foarte tare și eram indecisă între ăsta pe care l-am luat până la urmă și cel colorat. Voi l-ați ales pe ăsta, care este varianta celui... pe care l-ați ales și inițial, este varianta lui, dar fără roșu. Ăla avea un pic de roz în compoziție, ăsta nu are, are decât verde, portocaliu sau albăsură, așa, un turcoaz, portocaliu și gri. Și se leagă foarte bine și ăsta și merge foarte bine în contextul ăsta, merge foarte bine cu totul. Dar da, nu... nu l-am luat până la urmă, am mers pe mâna voastră, pe alegerile voastre și apropo, dacă nu mă urmăriți pe Instagram, mergeți și acolo că mă mai consult cu voi în ceea ce privește alegerile pe care vreau să le fac pe aici. Perdele, draperii, cred că mi-am găsit-o pe Bonami, pardon, sau pe Bonpri, nu mai știu, una din ele, Bonpri, Bonami, amândouă, unul scubă și una din ele, trebuie să mă uit că mi-am salvat. Cred că le-am găsit pe acolo, dar mai stau puțin să mă gândesc dacă le iau pe alea sau
fac o combinație cromatică cu fotoliu, pentru că marea bubă îi la fotoliu, că în ceea ce privește fotoliu, aveam două opțiuni. Găsisem două opțiuni foarte bune, similare la preț. Și foarte simpatice ambele fotolii, doar că unul dintre ele seamănă foarte tare cu ăla, fotoliu statement de la Ikea. Și am o muscă pe aici, dacă o auziți, ignorați-o. Seamănă cu fotoliu statement de la Ikea și din ce mă uit mai tare la pozele cu el, din aia parcă nu îl vreau pe ăla. Și motivul este foarte simplu, că rafturile astea sunt de la Ikea. Toată lumea știe că sunt Ikea, toată lumea le cunoaște, când te uiți la ele știi că sunt Ikea. Apropo, ca paranteză, să știți că este cel mai vândut produs al Ikea, acest raft, sau aceste rafturi sunt cele mai vândute produse, pentru că se vinde unul la fiecare 5 secunde. Știam că pe vremea când începusem eu să fac YouTube, cel mai vândut produs era Alex-ul, ăla, soldățelul ăla cu sertare de la Ikea, Alex, care se vindea tot așa, era unul la 8 secunde sau ceva în stilul ăsta. Da, bună ziua! Dar între timp a fost detronat de Billy, de raftul de pentru cărți și diverse, care se vinde la 5 secunde și toată lumea știe că e Ikea. Dacă aș lua și fotoliul ăla pe care voi l-ați ales și care vă place, și mie îmi place, dar parcă în contextul ăsta, din ce mă uit mai tare și din ce încerc să-mi imaginez mai tare, din aia nu arată bine. Știți? Din ce încerc, mă uit mai tare și încerc să-l văd acolo, am încercat să-mi fac și o randare ca să văd cum arată, parcă urlă prea tare a Ikea. Și nu e nimic în neregulă cu aspectul de Ikea, dar nu mi-l doresc în mod special, știți? Adică am depășit cumva faza aia, îmi plăcea într-un timp foarte tare aspectul ăla de Ikea, eram înnebunită într-o perioadă, acum nu mai sunt, am depășit faza aia. Chiar și la rafturile astea vreau să le fac ceva, dar asta puțin mai încolo, că trebuie să mai vină niște elemente și o să vedeți că o să mai schimb ceva la ele și o să le fac să nu pară că sunt chiar Ikea, înțelegeți ce zic? Fiindcă vreau să le fac să pară că sunt cumva aranjate și s-au făcute pentru mine și pentru zona asta de aici, să nu pare că sunt chiar Ikea, știți? Așa. Dar, da, în ceea ce privește fotoliu, încă am mari dubii, pentru că am găsit o variantă de fotoliu care vouă nu prea v-a plăcut pe Instagram, dar mie îmi place din ce în ce mai tare. Odată pentru că are un aspect clasic. Și n-am crezut niciodată că o să zic chestia asta, dar îmi place, începe să-mi placă din ce în ce mai tare mobila asta care are aspect clasic. Again, am avut o perioadă în care eram numai pe modern și numai pe Ikea, așa cum mi-a trecut faza aia. Și acum, deci are aspectul ăla clasic, este puțin deosebit. Și în al doilea rând, acel fotoliu are încălzire, se încălzește și face și masaj. Și pentru mine chestiile astea, nu știu cât sunt de bune, că n-am avut niciodată un fotoliu din ăsta, dar nu știu cât sunt de bune, dar pentru mine chestia asta este wow, o să vi-l pun aici să-l vedeți. Și mă gândesc, trag din ce în ce mai tare, doar ideea că se încălzește, imaginați-vă iarna, să stau acolo în colțișorul meu de citit, cu o păturică pe picioare, cu un ceai lângă mine sau cu o cafea și să se încălzească și fotoliul ăla și afară să fie frica dracu și eu să stau acolo făcută gem în fotoliul meu sau să facă un pic de masaj. Eu la asta mă gândesc, știți? Mie asta îmi trece prin cap și de-aia cumva tind să trag mai tare către ăla, pe lângă aspectul clasic și celălalt, v-am zis, este cel clasic de Ikea, care are aspectul ăla de Ikea. Nu este de la Ikea, l-am văzut pe Mac și nu l-aș lua de la Ikea, că știți că eu până ajung la Ikea trece baba cu colaci, cum s-ar zice. Dar mi-ar plăcea să aibă așa un aspect mai fain. Dar mi-ar plăcea să aibă un aspect un pic mai clasic, după care o să vină masa, nu știu dacă o să rămână aia de acolo, nu o vedeți, dar e o măsuță mică acolo, în colț, aia. Nu știu dacă o să păstrez pe aia, pentru că aia e un pic ca șubredă. Am găsit opțiuni și pentru masă, dar marea problemă la mine se pune în ceea ce privește veioza.
Pentru că v-am spus că în ceea ce privește veioza am nevoie de lumină foarte puternică, foarte bună. Nu mă mulțumește, eu nu sunt genul de om care poate să citească la o lumină slabă, așa, cineva zicea zilele trecute că și-a stricat ochii citind la lumina de la televizor, zic, splendid, minunat. Da, eu n-aș putea să fac așa ceva niciodată, sau îi văd pe unii care citesc la o lumină super, super slabă, nu pot. Deci dacă nu am lumină puternică, așa, nu pot să citesc. Și problema cu veioza, numărul 1, este că vrem veioză cu de masă, din aia micuță, cum am la noptiere, sau vrem o veioză din aia cu picior, care să stea jos și aș putea să o bag chiar acolo în colțul ăla, acolo unde este, știți, cam gap-ul ăla, aș putea să o bag acolo și să vin așa ca un palmier deasupra scaunului, sau nu. O luăm pe aia mică. Pentru că, iarăși, în ce privește aia mică, am găsit o veioză care este foarte reprezentativă pentru camera asta. O mască așa care citește. A, este ceva de vis. Este divină ca veioza aia. O să vă pun tot așa, o să vă pun o poză cu ea pe aici. Că îmi place foarte tare. Deci m-a atras de mult. Am văzut veioza aia, mi-am salvat-o de vreo un an de zile, un an și ceva. Și i-am zis că, zic, mă, la un moment dat trebuie să-i găsesc un loc în casa asta, pentru că îmi place foarte tare cum arată și mi se pare că e reprezentativă pentru mine așa cu cărțile alea, cum citește ea, eu, ca o persoană care citește, nu știu. Mă gândesc că treaba cu veioza o vom rezolva după ce vine fotoliu, că atunci pot să-mi dau seama mai bine ce și cum să pun. A, și aș mai avea o variantă de veioză micuță, o să vă pun, care poate să țină cărți și mă gândeam să-mi țină cărțile pe care le citesc atunci. Nu știu. E așa. Dar cert este că a venit fotoliu. Dar cert este că a venit covorul și o să dăm pe ăsta urâtul de afară, de aici, îl dăm afară. Bine, el săracul nu era urât, era bun pentru contextul în care a fost creat, sau luat, cumpărat la momentul respectiv. Acum nu se mai potrivește și o să-l aducem pe celălalt, o să spir și o să spăl, bineînțeles, parchetul și după aceea îl aducem. Și cum ziceam, astăzi este zi de content și mi-aș dori foarte, foarte tare să filmez ceva și să poate să fac niște fotografii, că n-am mai făcut fotografii de secole. N-am avut inspirație, n-am avut stare, n-am avut numiat de nimic. Și în egală măsură să mai fac niște chestii. Aș avea și o supă de făcut. Da, aș avea niște lucruri interesante de făcut în bucătărie sau, da. Hai să vedem de care e treaba cu covorul. Dar înainte să vă rezolv eu cu treaba cu covorul, uitați-vă la această scenă magnifică pe care n-ați mai văzut-o de foarte mult timp, că n-am mai văzut-o eu de foarte mult timp, dar aminte voi. Acest specimen, acest individ care a speriat tot cartierul, a speriat efectiv toate casele din zona asta, le-a speriat, deci pe toți i-a nebunit, e acasă. Și este foarte liniștit, și foarte drăgălos, și doalme, și este un scump. Maimuța nu știu pe unde e. A fost prin casă, am adus-o de afară, că e cald afară, am adus-o în casă, a mâncat și cred că iar a plecat afară. Ea suportă cu stoicism asta. Căldura, el mai puțin. El este foarte obosit, el se reface. După o viață foarte grea și foarte lungă, după ce a muncit atât de mult timp, el să alerge după fete, să-și facă prieteni și să-i bată. Da, muncă mai grea. Grea de tot munca ta. Așa arată covorul și mi se pare cumva că brusc camera este mai mare pentru că nu mai ocupă tot spațiul ăsta pufoșenia aia. Bine, acum l-am pus pe celălalt. Sunt aproximativ de dimensiuni similare. Și l-am așezat cum l-am așezat și pe celălalt și o să mă joc cu el în momentul în care o să vină fotoliu acolo. Pentru că acolo vine fotoliu, după cum v-am zis. Acolo este un strigoi negru. Așa, aici va veni fotoliu și vedem, în funcție de cum
arată lucrurile, cum se comportă. Nu știu dacă o să las masa acolo sau o să o pun pe partea asta. Aș vrea cumva să mascheze chestia aia de acolo, adică priza. Și să vedem dacă vine veoza așa de aici, cum ziceam, din partea asta, sau o pun pe măsuță. Vom vedea toate cele, dar covorul îmi place foarte tare. În primul rând că, v-am zis, mi se pare că e... Stai să dau luminozitate ca să-l vedeți un pic mai bine. Știți că nu-mi place portocaliu, nu prea-mi place nici maro, dar mi se pare că culorile astea se leagă foarte, foarte bine, atât cu peretele, care are așa o nuanță asta așa de albastru verzui, albastru din asta de cerneală, și de asemenea cu culorile pe care le găsim în bibliotecă, se leagă foarte frumos, că de-aia voiam să am și celălalt covor, de-aia mă oprisem asupra celuilalt, care părea puțin mai... colorat, așa mai viu colorat, dar mi se pare că e suficient de aglomerat, nu trebuie să fie mai aglomerat și este perfect așa. Acum, este puțin ridicat la colțuri și o să se lase el pe parcurs. Aș fi vrut să fac un unboxing cu voi, sunt aici, by the way, hello. Mă gândeam să fac un unboxing cu voi, să-l vedeți live când îl desfac, nu știu ce. Doar că, în momentul în care am deschis coletul, de fapt când am primit coletul, m-a izbit un miros din ăla de sintetic, de plastic, de depozit, de toate, de n-am mai puteam. Deci efectiv n-am putut să-l bag în casă și l-am lăsat o zi jumate, l-am lăsat afară să se aerisească și am dat și cu spray din ăla de cameră, de la Sabon pe el, numai să iasă mirosul ăla de plastic din el, știți? Că altfel mă intoxica. Încă mai miroase. Încă mai miroase și intenționam să-l spăl. Mă gândeam să-l spăl, dar n-am chef să stau de el să-l spăl acum ca să iasă mirosul, să nu știu ce. Am încercat așa varianta asta. Dacă nu se poate și nu se poate și mă intoxică la noapte, apoi l-o-i spăla, că ce o să fac? Nu o să stau să mor aici cu o trăvită de un nenorocit de covor. Dar da, arată bine, zic eu, și a schimbat practic dinamica, cumva, dinamica camerei. Pentru că, în mod surprinzător, acum am dat seama, covorul ăla pufos ocupa mult spațiu și dădea impresia de... Cumva făcea camera să pară mai mică și asta o face să pară mai mare? Nu știu, e doar impresia mea acum la cald. S-ar putea să trebuiască să-l trag mai încoace. Și apropo de asta, cred că o să trec și pe la JISC să iau o chestie din aia care se pune sub covor ca să n-alunece. Vedem, în funcție și de cum vine pe fotoliu, în funcție de cum o să vină toate cele. Îmi doresc ca în timp să schimb și biroul, că apropo de ce vă ziceam mai devreme, de treaba cu Ikea. Se vede că biroul e de la Ikea, se vede că astea sunt de la Ikea. Dacă mai pun și fotoliul ăla care este tot de la Ikea, o să se vadă destul de rău. Știți? Și nu vreau chestia asta, adică nu-mi doresc, adică să vede mult prea multă Ikea. În timp, nu acum, nu anul ăsta, dar în timp îmi doresc să schimb și biroul și am pus ochii pe unul care este absolutamente superb. Este, cred că, din lemn masiv, dacă nu e din lemn masiv, oricum arată ca și cum ar fi din lemn masiv și e cam scump cel. Adică aș putea să-l cumpăr acum, dar asta ar însemna să renunț la alte chestii și nu vreau. Așa că mai aștept puțin. Și o să schimb și biroul. Nu-i nimic în neregulă cu ăsta, doar că nu-mi place. Evident, o să schimb și scaunul, că ăsta este așa o chestie de compromis pentru moment și v-am zis, stă Woody pe el și de-aia e și păturica aia acolo. O să schimb și scaunul mai repede decât o voi schimba biroul. Dar cert este că ușor, ușor o să ajungă camera asta să arate cum mi-am imaginat eu și să am o bibliotecă așa frumoasă. Mi-au venit și luminile, am niște lumini, dar nu-s la mine, la Aniela, niște lumini pentru bibliotecă, să dea așa un mood light, o să vedeți voi că am planuri mari și cu ea și să arate așa foarte fancy, să arate frumos, să arate elegant. Mai durează, adică nu e gata camera asta și când o să fie gata o să fie foarte, 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 nu știu, așa relaxantă și trebuie să vă mai zic o chestie pe care la care m-am gândit de altfel zilele astea destul de intens și anume că contrastul ăsta foarte puternic, știu că pe unii poate obosește. Contrastul ăsta dintre pereți și alb, pe unii obosește, dar pe mine mă relaxează foarte tare. Pentru că în momentul în care mi-am dat seama acum, de când studiez foarte tare problema asta cu ochii mei, că în momentul în care sunt foarte multe culori din astea deschise, cum e dincolo, de exemplu, ochii mei obosesc foarte tare pentru că se concentrează să focalizeze obiectele. Dar în momentul în care
obiectele sunt foarte clare, cum e aici. Contrastul este foarte clar dintre oglindă și perete. Ochiul meu nu se, și creierul meu nu se mai obosește să focalizeze, să vadă unde se termină oglinda, unde începe peretele, unde sunt lucrurile. Da? De exemplu, aici, cum, lumina asta, că ăsta e negru și peretele e închis la culoare, ochii mei îl văd destul de greu, văd destul de greu trepiedul și atunci trebuie să focalizeze și să se concentreze foarte tare și creierul meu pe obiect ca să îl văd și să-l identific, da? Și să realizez că este acolo. Pe când în momentul în care am genul ăsta de contraste, creierul meu este mult mai relaxat și vede obiectele mult mai ușor și contrastele astea mă ajută. Deci știu că pentru mulți sunt obositoare genul ăsta de contraste, am observat că pentru mine sunt liniștitoare și că de fapt mă ajută foarte tare și de aia sunt foarte fericită că am ales să fac culoarea asta de pereți și biblioteca că e albă și că am ales combinația asta și mă, nu știu, mă felicit într-un fel că am reușit să ajung la înțelepciunea asta, să-mi dau seama că pentru mine asta funcționează cel mai bine și că asta mă ajută și voi vrea pe parcurs să scap și de griola de acolo, din dormitor. A fost ok, îmi place și acum, dar cred că ei s-a încheiat și era, v-am zis, mi s-au schimbat foarte tare gusturile în materie de decorațiuni. Foarte tare. Când zic tare, mi se zic foarte tare. Dacă la vremea la care vorbeam eu de renovări pe canalul ăsta, prima dată când am început renovările aici, știți, cei care sunteți mai vechi pe canalul meu, mă rog, pe celălalt canal, când aveam și canalul de vloguri și whatever, știți că eram înnebunită după totul să fie alb. Genul ăla de aspect cu marmură multă, cu totul alb, totul foarte clean, foarte nu știu ce. E, între timp, gusturile mele s-au schimbat. Foarte tare chiar. Nu mai sunt așa de, nu știu, pe albul ăla minimalist clean. Nici nu știu să zic în ce direcție merg, dar oricum merg către zonă mai clasică. Îmi place mult lemnul acum, înainte nu-mi plăcea chiar deloc și mai ales marou, vai doamne, să nu-l fi văzut în ochi. E, acum în schimb îmi place foarte tare. Ce nu voi schimba, de aici este oglinda, care deocamdată îmi place, deși nu mai este pe stilul meu. Nu știu de ce, dar oglinda asta încă se potrivește foarte bine aici și o voi lăsa pentru moment aici. Va trebui și ea să vină agățată pe perete, cum a fost înainte. Nu o las așa, că mi se pare cumva neterminată. Dar să vină draperiile, întâi să schimb draperiile. Vedeți cum se leagă una de alta, că nu poți să faci una până nu faci alta și așa mai departe. E, așa și aici. Trebuie să schimb draperiile, să văd exact cum vor veni draperiile, cum vor sta draperiile și atunci să centrez povestea. Ah, da, dar revenind la covor, îmi place foarte tare și motivul pentru care o să ziceți, bine, dar de ce nu ți-ai luat unul din țesătură naturală? Pisici! Pisici, de-aia! Ăla este răspunsul, din cauza pisicilor. Pentru că în momentul în care ești proprietar de animăluțe, trebuie să ai în vedere niște lucruri, da? Și în special ăsta cu traficul, pentru că, da, au ele lăbuțele alea micuțe și dăguțe și oșu și uitați-le de aici. Unde ești, măi? Vină cu acu lăbuțele tale scumpe și drăguțe. Oșu, au ei lăbuțele astea scumpițe și dăguțe și drăgălașe, dar știți cât trafic fac lăbuțele astea? Știți cât trafic fac? Maimuțoiule. Da, mami, te-am trezit, te-am deranjat, mă scuzați, domnul. Vai, mă iertați, da? Deci lăbuțele alea mici și drăgălașe fac foarte mult trafic, adică se plimbă foarte mult. Și mai ales iarna, că acum stau afară, nu e o problemă. Acum sunt afară la soare și la căldură și se duc și se plimbă pe iarbă și stau pe iarbă cei în marea majoritate a timpului. Dar de regulă, iarna stau în casă și le place pe covor și le place să-și bage gheruțele și le place un oraș, le mai place să-și macheze și teritoriu. Așa, și atunci trebuie să mă gândesc și la aspectul practic, da? Întotdeauna covoarele sintetice, oricât de neplăcute ar fi ele, să zicem, pentru planetă și mai știu eu ce alte motive din astea, covoarele sintetice sunt de preferat când ai animale, pentru că se spală foarte ușor. Ori, nu știu dacă vă aduceți aminte, dar covorul ăla mov, pe care tocmai l-am scos de aici, ăla mov, îl spălam cam de 2-3 ori pe vară,
ca să se usuce bine, iarna nu puteam să-l spăl când așa, îl aspiram foarte des și îl scuturam în fiecare săptămână, îl puneam pe sârmă și îl băteam efectiv să iasă praful din el, fiind și pufos, acumula mult praf. Și tot mi se părea că e îmbâxit, da? Pe când ăsta, având și firul foarte scurt, că de-aia l-am ales așa și n-am mai ales altul, bănuiesc că o să pot să-l spăl foarte, foarte repede. Plus că am luat în nuanțele astea așa, în care dacă se întâmplă, Doamne ferește, vreun accident, ceva, adică și eu, de exemplu, aș putea să vărs cafea sau ceva, că mi s-a mai întâmplat treaba asta, să pot să-l curăț foarte repede sau să nu se vadă dacă se pătează sau ceva. Dar îmi place foarte tare. Aveam mari emoții cu petele astea de maro, portocaliu, ce așa, dar v-am zis, se leagă totul foarte frumos aici, pe partea asta, ceea ce mă bucură. Se leagă foarte frumos și asta îmi și doream foarte tare, să meargă lucrurile bine aici. Da, și ce ar mai fi? Celălalt pe care nu l-aveau pe stoc era identic cu ăsta, doar că în loc de mai portocaliu avea roz. Roz roșiatic, așa, ceva, o chestie drăguță, foarte drăguță și părea cumva mai cald, adică ăsta are o tendință să pară puțin mai rece. Nu știu, parcă are așa un aspect mai rece, dar celălalt părea cumva mai cald. Anyway, cert este că este bine și sunt foarte happy cu alegerea mea. Trebuie doar puțin să se mai lase el pe la colțuri, dacă nu o să-i pun eu niște cărți sau ceva greutăți. Și cert este că ușor, ușor începem să ne îndreptăm către biblioteca aia frumoasă pe care o visez de ani de zile. Nu știu, nu v-am zis, apropo de vlog din oglindă. Nu v-am zis, dar eu tot timpul mi-am dorit genul ăsta de bibliotecă și niciodată nu mi-am făcut-o și n-am avut-o așa. Am mai avut eu rafturi pentru cărți, am mai avut chestii, am mai avut locuri unde să-mi pun cărțile, dar n-am avut o bibliotecă sau o cameră destinată bibliotecii. Și inițial, camera asta voiam să o fac dressing. Nu am foarte multe haine, deși îmi plac foarte tare hainele și nici nu sunt genul de hoarder în materie de haine. Și m-am gândit, zic, păi, o fac birou pentru că, unul, filmez pentru YouTube și toate cele și n-are sens să o dedic doar dressing-ului. După aceea, ușor, ușor, am colțit în mintea mea, băi, dacă tot e birou, hai să fac să fie bibliotecă, știți? Și tot aveam nevoie să-mi pun cărțile, știți că am stat câțiva ani cu cărțile alea înșirate peste tot. Zic, hai să fac să am bibliotecă și să o fac, dacă tot o fac, să o fac așa cum mi-am dorit-o eu. Și arată din ce în ce mai bine și se apropie din ce în ce mai tare de imaginea aia pe care mi-o doresc eu în materie de bibliotecă. Da, foarte faină. Acum, hai să povestim și despre fotoliu, care v-am zis ar trebui să vină aici. Fotoliu. După cum vă ziceam, aveam două opțiuni. Opțiunea cu masaj și încălzit și opțiunea stil Ikea, de la care v-am zis că s-ar putea să renunț. Așa. Acum, problema se pune de culoare. Inițial mă gândeam la o culoare ceva mai aprinsă, nu știu, ceva care să dea un pic, să fie mai veselă camera asta, pentru că poate părea, deși este foarte frumos albastru ăsta și îl iubesc foarte mult și îmi place foarte tare, poate părea puțin trist câteodată, de exemplu, acum cum s-a lăsat un nor așa peste soare, poate părea foarte tristă culoarea asta și mă gândesc și la perioadele alea din noiembrie-decembrie, când o să fie întuneric, știți, când o să vină vlogmasul, îmi fac pariu că o să avem clipuri din alea întunecate și o să fie iarăși negru, o să se vadă negru pe aici. Și mă gândesc, mă gândeam inițial să iau un fotoliu care să fie ceva mai colorat. Evident că Pinterest-ul și moodboard-urile și toate cele îmi spun că culoarea numărul 1 care contrastează cu această nuanță de albastru, de cerneală, este galbenul ăla spre portocaliu, așa, care, să-mi fie iertat, dar nu e tocmai preferatul meu. Adică îmi place galbenul, dar portocaliu, știți că no. O culoare din aia de muștar, iar muștarul, nici atât. Muștarul, culoarea de muștar, mie îmi provoacă greață. Fizic, efectiv, îmi provoacă greață. Prin urmare, nu, renunțăm la idee. Apoi, văzusem un roșu foarte frumos, roșu ceva în genul ăsta, așa, superb.
Nu e pe stoc. Apoi, văzusem tot așa un vișiniu. Nici ăla nu e pe stoc. Toate drumurile duc către gri. Și nu știu dacă să îl iau sau nu gri. Acum mai spuneți-mi și voi. Mai dați-mi și voi o idee. Iarăși, trebuie să mă gândesc foarte atent la culoare din aspecte practice. Pentru că, inițial, ce credeți? Eu vroiam să mă duc către bej. Ziceam, alb sau bej. Mamă, gata. Știindu-mă cât de neîndemânatică, bineînțeles că albul ar fi fost în pericol maxim nu din cauza pisicilor, ci din cauza mea. Că eu vreau să stau în fotoliul ăla, să-mi beau cafeaua, să-mi beau ceaiul, să nu știu ce, să citesc. Ce, Doamne, iartă-mă, am de... Așa, vă dați seama că n-ar rezista cafeaua aia 2 minute fără să ajungă pe fotoliul meu alb, da? Pe lângă asta mai punem și părul de blănoș și faptul că sigur cel puțin Udi, dacă nu și Jimmy, își va instala cartierul general în fotoliu. Și de-aia griu se anunță a fi o culoare foarte practică, foarte pragmatică, foarte bună. Evident că voi curăța acel fotoliu, da? Se pune problema de cât rezistă și el la curățat, de câte ori pot să-l curăț, cât de des pot să am timp să-l curăț și așa mai departe. Adică mă gândesc la toate aspectele astea. Da, nu e chiar așa ușor. Și prin urmare, nu știu ce să fac, să-l iau griu sau să-l iau altă culoare. Dați-mi și voi idei. O să vă mai bombardez oricum și pe Instagram și o să vă mai spun și pe Instagram ce culori găsesc. Mă gândeam un gri deschis, care seamănă destul de mult cu griul ăsta de pe aici, cu nuanța asta de gri de aici, din zona asta. Mă gândeam ceva în stilul ăla și atunci s-ar potrivi foarte bine și griul în general e neutru, merge cu orice. Și aș putea să pun o păturică care să fie mai colorată și o pernuță, așa. Adică avem elemente din astea pe care cu care mă pot juca. Dar nu știu ce să fac. Spuneți-mi și voi în comentarii. Ca să mă pot decide mai repede, pentru că de-aia nu am comandat fotoliu, că puteam să-l comand deja de o lună. Dar încă nu mă pot decide, pentru că, v-am zis, sunt multe aspecte de luat în calcul și trebuie să le iau în calcul ca să nu tot schimb mobila și decorul și toate cele odată la 15 ani. La 3 ani, pardon, nu la 15 ani. La 15 ani e bine. La 3 ani, să nu tot schimb din 3 în 3 ani să-mi schimb decorul, că nu e fan să decorez, dar totuși parcă aș vrea să mă mai ocup și de alte lucruri. Îmi place să-mi decorez casa, îmi place să-mi fac lucrurile, să-mi bag mâinile în vopsea, să fac toate cele, dar mai am și alte părți ale casei de care trebuie să mă ocup, nu doar asta, știți? Și vreau să o aduc în sfârșit măcar camera asta să fie pe linia de plutire, să fie exact așa cum eu doresc și să pot trece la nivelul următor, ca să spun așa. Bun. Deci, astea zi în fise, eu sunt foarte încântată de covorașul meu, îmi place foarte tare, o să vă las link la el dacă vă interesează, v-am zis, de pe Bonami l-am luat, o să vă las link, îl găsiți în descriere, place foarte tare, acum trecem la stadiul următor. Și anume, și apropo, încă un element, îmi place foarte tare cum iese în evidență acum și parchetul, că parcă mă ăla, eram bâxit așa. Și nu se vede parchetul atât de bine. Acum se vede foarte bine nuanța asta de venghe, așa. Se vede, parcă e mai coezivă treaba când vine vorba de parchet și de culori și de nuanțe și de toate cele. Da, mă duc să fac ceva, să fac supa aia, cum ziceam, și să filmez și toate cele și mai vorbim. Nu știu dacă auziți, dar pe fundal este ceva select, în afară de greieri. Nu, greierii sunt extra. Este ceva select, ceva de dușmani și dragoste, nu știu, ceva pe acolo. Nu sunt aici în vecin, sunt undeva mai departe. Dar măcar ăștia am înțeles că au cerut voie de la vecinilor apropiați, nu de la mine. Că sunt departe de mine, sunt la vreo 800 de metri de mine.
de unde se aude muzica și am înțeles că au un eveniment ceva și au cerut voie, măcar atâta, ceea ce mi se pare ok. Adică, măcar cere voie la un eveniment special, dacă vrei să o faci lată, măcar anunță lumea și cere și tu voie și fii civilizat. Dar, revenind, este seară, este 10 și jumătate, n-am ieșit pe afară aproape deloc astăzi, am ieșit să arunc ceva la gunoi, să pun apă la căței și să le dau ceva la căței să mănânce, atât. Foarte cald, a fost foarte, foarte cald, așa că mi-am petrecut ziua izolată în casă. Cu filmatul nu prea mi-a ieșit pentru că... știți ce se întâmplă? Am tendința să filmez, să prefilmez în avans destul de mult, special ca să nu am probleme, să nu am gap-uri, să nu am așa și când fac pauze, când filmez mult în avans, automat fac și pauze între filmat, știți, am materiale și după aia când trebuie iarăși să filmez în avans mult, trece ceva timp, știți, între perioadele astea și parcă îmi pierd antrenamentul, deși fac chestia asta aparent de 10 ani, să zice, dar cu toate astea se chinuie mintea mea să adune cuvintele și nu prea mi-a ieșit. Să vedem ce o să iasă mâine dimineață, o să trebuiască să mă trezesc mâine de vreme să recuperez ce n-am reușit să fac astăzi. În schimb, astăzi am avut întâlnire la Book Club, pentru că n-am mai avut întâlnire la Book Club din iunie, că în iulie n-am avut, că nu prea ne-a mers cu cărțile, și am stabilit lecturi noi, am povestit cu fetele, cu câte au putut să intre și a fost foarte frumos. Mi s-a întrerupt internetul de două ori, ceea ce este magnific, pentru că mâine, teoretic, așa pe un live cu voi pe YouTube și Doamne ajută să se și mențină, să nu mi se întrerupă la fel internetul, pentru că e nasol, pentru că teoretic mâine am și două invitate, pe Ștefania și pe Gildico, în live-ul meu și mi-aș dori foarte, foarte tare să iasă bine, să povestim și dacă a ieșit bine și dacă e tot ok, vă las live-ul în descriere pentru că o să-l salvez și sper să iasă până bine. Asta așa pentru mâine. În altă ordine de idei, vă zic că sunt foarte încântată de covor și nu pute. Din fericire a ieșit mirosul din el, l-am lăsat la soare, cum v-am zis, și l-am spreiat și l-am mai aerisit și mai miroase așa un pic dacă mă apropii, dacă mă bag cu nasul în el, evident că miroase, dar asta o să treacă, nu-i problemă. Acum am deschis geamurile și am geamurile deschise pentru că e bine să țin geamurile închise pe timpul zilei când e cald afară, dar seara se face o zăpușală în casă și atunci trebuie să deschid tot. Și nu vă zic, apropo de asta cu birou, că m-a trăznit că aș putea să-mi fac dressing. N-am dressing în casă. V-am zis că inițial îmi programasem dormitorul ăsta, care e birou acum, și biblioteca, mi-l programasem ca dressing. Și nu am dressing. Și de când mi-am luat șifonierul ăsta magnific, care e aici lângă mine, mă tot gândesc că nu-mi place cu el deloc aici. Nu, deci îmi stă în cap. Mă trezesc dimineața și am senzația că cade pe mine și nu-mi place deloc cu el aici. Și mă gândesc, mi-a bușit mintea acum pentru că mi-a revenit virusul renovărilor. O să vedeți voi mai încolo. Mi-a revenit virusul renovărilor și m-am gândit că aș avea unde să-mi fac dressing. Dacă renunț la o intrare în casă, care oricum este destul de dubioasă, aș avea unde să-mi fac dressing. Și ar putea să-mi fac dressing. Și ar fi magnific. Că atunci aș scoate problema de aici și mi-aș putea pune și eu hainele suficient de frumos, așa încât să le văd. Și ar fi totul zen și frumos și feng shui și totul bine. Dar trebuie să studiez problema și după aia o să vă zic. Oricum, au reînceput renovările la mine, care vor dura, se vor întinde iară pe mult timp. Nu vă imaginați că gata, am bătut din palme și până în iarnă o să termin. Nu, nu. Se vor întinde și răs, întinde și răs, 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 întinde, păhă. Și la anul o să am foarte mult de lucru la ce m-am apucat să fac. Vă ziceam în clipul ăla cu risetul că am de dărâmat un perete, încă nu s-a dărâmat, încă e în picioare peretele ăla, mă uit la el. Este despuiat parțial și mă uit la el așa și îmi vine să caz, mă, odată, caz, dar e rău dacă cade, trebuie dat jos. Așa. Și da, trebuie să mă întind cu astea, o să mă întind, bineînțeles, pentru că și financiar e,
fost deloc ieftină, știți? Chiar și cele mai mici modificări, chiar și o zugrăveală din asta nu este atât de ieftină cum pare, știți? Dacă vrei să o faci ca lume și trebuie să dai cum vreo 4 straturi, cum am dat eu în dormitor, chiar nu e ieftin deloc. Nu, deloc. Așa, dar partea bună este că o să se întâmple. Ușor, ușor se vor întâmpla lucruri și îmi dau seama că pe de o parte mă bucur că am făcut pauza asta între renovări, pentru că nu știu dacă voi ați sesizat, dar eu am făcut o pauză între renovări, între momentul în care m-am apucat și am renovat aici dormitorul ăsta, biroul, baia și toate cele, și momentul ăsta. A existat o pauză de câțiva ani și e bine că s-a întâmplat până la urmă pauza asta, deși inițial mă frustra foarte tare pauza asta, pentru că eram cu restul casei neterminată. Dar e bine că s-a întâmplat pauza asta, fiindcă am crescut în timpul ăsta. Nu știu cum să o pun altfel decât că am crescut, m-am maturizat în timpul ăsta și acum sunt mult mai conștientă și mult mai stăpână pe faptul că, băi, e casa mea și pot să, chiar pot să fac ce vreau cu ea. La momentul la care m-am apucat de renovări, dacă vă vine să credeți, când am făcut biroul și dormitorul, în faza inițială, dacă vă puteți da seama, eu încă credeam că trebuie să cer voie cuiva să fac lucruri. Mi-era frică să fac modificări. Acum, dacă m-aș apuca să renovez din nou astea două camere, cel puțin, le-aș face cu totul altfel. Poate că aș schimba planul casei complet, că m-am gândit, chiar mă gândeam, înainte să mă apuc în partea elaltă de peretele ăla, chiar mă gândeam, zic, de ce Dumnezeu n-am mutat eu bucătăria în față și nu am făcut sufrageria și totul le-am mutat în față și să las dormitorul pe spate și am păstrat cumva planul casei cum era inițial, whatever, o lăsăm așa acum. Dar acum aș face lucrurile altfel. Cel puțin, nu știu dacă mi-aș pune geam aici, cu cel mai probabil nu, dar cu siguranță mi-aș mări geamurile. Că am niște geamuri înfiorător de mici aici. Bine, e drept că la momentul la care eu le-am comandat, nu mi-am dat seama că ramele lor vor fi atât de groase. Deci gândiți-vă că ramele au 12 cm lățime. Atâta. Grosime, pardon. Deci, sau lățime, dacă grosimea e asta. Deci așa, la modul ăsta, din perete până unde începe efectiv sticla, sunt 12 cm, ceea ce înseamnă că de o parte și de alta sunt 24 de cm și jos și sus iarăși 24 de cm, care mie îmi dispar tot din suprafața sticlei, efectiv. Eu mă gândeam în capul meu de neștiutor la vremea aia că sticla o să fie cât e ăsta. Nu, pentru că sunt niște geamuri foarte bune, drept dovadă că au aproape 8 ani astea și au rezistat impecabil, cu din asta, cu armătură salamandră, cu feronerie salamandră, care din ce am înțeles, nu știu exact, dar din ce am înțeles, ar fi cam cea mai bună de pe piață. Deci sunt foarte bune, dar eu în capul meu credeam că o să fie mai înguste ramele, cum am văzut și eu pe la alții și na, nu mi-am dat seama că aș face geamurile mai mari, pentru că nu am suficientă lumină. După ce că nu am multe geamuri, nu am suficientă lumină, mi se pare că... Dar, again, pentru dormitor nu e neapărat o problemă, că în dormitor nu trebuie neapărat foarte multe geamuri. Dar mă stresează grav chestia asta și vreau să scap de ea de aici și trebuie să mă consult cu niște oameni, să caut pe cineva, să văd dacă poate să-mi facă ce am eu în plan și dacă există măcar 5% șanse. Bine, hai să o luăm invers. Tehnic, dacă e să o luăm, la cât mă pricep eu, și nu știu foarte multe, dar mai știu și eu câte ceva, că ați văzut că cu o lavabilă mai dau, mă mai pricep, știu să fac diferența între parchet și rigips, că multă lume le încurcă, sau între rigips și polistiren, adică știu chestiile astea. Nu am eu scule, efectiv, adică ustensile, unelte de făcut, așa, dar se poate rezolva asta, nu e o problemă. Și tehnic, dacă e, cred că și eu, dacă mă apuc să fac treaba asta, pot să o fac. Adică nu trebuie să aștept să vină cineva să mi-o facă, pentru că există două modalități. O variantă mai simplă, dar foarte rapidă, de a face, și o variantă mai lentă, care ia mai mult timp, dar care s-ar putea să fie mai durabilă. În fine, anyway, ideea este că se poate face povestea asta, se poate realiza și chiar aș putea să mi-o fac și chiar și eu, dar totuși trebuie să mă consult cu niște oameni care tot au mai multă forță fizică decât mine, dar chestia asta ar trebui să se întâmple. Un singur element mă deranjează că aș
trebuie să scot o ușă, să desfințez o ușă, cum ziceam, o intrare, ceea ce nu e neapărat o problemă, adică nu e grav, că se poate face. Bun, lăsând asta la o parte, eu cred că pot să fac treaba asta, dar trebuie să verific, v-am zis, și atunci o să vă povestesc exact despre ce e vorba, poate face un vlog dedicat. Anyway, cert este că m-a prins virusul ăsta al renovărilor iarăși, că de-aia și m-am apucat din primăvară, de când m-am apucat de asta, de birou, când am zugrăvit birou, că vreau să-i dau acel aspect pe care îl vreau eu acum, care să rezoneze cu mine, că v-am zis, mi s-au schimbat gusturile foarte tare în timpul ăsta. Așa, și singurul lucru pentru care mă bucur și pentru care cumva mă felicit pe care l-am făcut a fost parchetul. Deci, chiar dacă este greu de întreținut culoarea asta și se vede și orice urmă de labă, de pisică sau de praf, îmi place în continuare și mă bucur că l-am ales pe ăsta și n-am ales ceva mai deschis sau mai închis sau maro, Doamne ferește, sau nu știu ce. Și mai ales, iarăși mă felicit pentru faptul că se asortează cu geamurile și cu ușile. Și termenul corect ar fi ferestrele, nu geamurile, cu ferestrele, dar mă rog, și pentru neavizați și mai zicem și geamuri. Așa, dar, da, asta ca idee, că ce trecea mie prin cap așa. În rest, n-am făcut mare lucru astăzi, dar, da, o zi faină de tot. Acum, vreau să dorm, pentru că e deja târziu ori și am nevoie să dorm și mâine ne trezim de vreme și vedem ce mai putem să facem mâine. Pentru că, da, după aia am alte lucruri și mai complexe de făcut. So, see you later, alligator, și povestim mâine. Giminoaca? Gimini! Ce faci, castravete mic? Ce mă sfințesc? Ce mă ce prințesc? La prințesc? Udiță? Ce faci, negru fioros? Ești gri, nu mai ești negru. Ce ai făcut? Te-ai tăvălit prin praf? Te-ai tăvălit prin praf, pui? Băi, pitic. Băi, barză mică. Bună de dimineața, dar ce faceți? Bună dimineața, bună dimineața. Este o zi minunată, o dimineață minunată. Am udat și eu pe aici ce a mai rămas din roșii și din plântuțe, pentru că nu știu cum să vă zic, dar plantuțele mele sunt cam pe moarte. Cel puțin castraveții mi-au murit aproape complet. Nu știu ce s-a întâmplat, de la căldură sau mânăt sau whatever. Se întâmplă whatever. Oricum, am mâncat foarte mulți castraveți și am pus și vreo 6 borcane. Deci sunt mega fericită cu ei. Dar mă bucur puțin de răcoarea asta de dimineață. Nu știu dacă auziți, dar e și un pic de liniște. Avem și o mâță, avem și o prințesă care venise de pe lângă picioarele mele. Bună, iubirea mea! Ce faci tu? Că mă cam lipsit în ultimele zile. A mea cam lipsit în ultimele zile. Bună, pușule! Ia uite-ți. Bă, întunericule! Te vezi așa de întunecată că am scăzut luminozitatea la... Așa, e mai bine. La cameră. Așa, și am ieșit, am mutat un pic pe aici și voiam să vă arăt merele mele, în cât de fericite sunt, cât de vesele sunt, cel puțin Golden-ul este un vis. Golden-ule, ce faci, băi? Au început să cadă destul de multe, dar uitați-le pe aici, uitați-le cât de frumoase sunt. Așa, mai au un pic, mai au cam vreo lună jumate așa și se vor coace și vor fi bune de... cules. Asta este Florina, unde e dezastru, e nu, e jale săracul, trebuie să -i... nu știu dacă vedeți, dar sunt chestii puse, proptele puse pentru crengi, pentru că efectiv se rup crengile. Asta se întâmplă când nu faci normarea rodului, numai că ne-a fost frică să normăm rodul anul ăsta, pentru că nu știam exact cu ce flori vom rămâne și cu ce mere vom rămâne și uite așa, ne-am trezit în scenarii din astea.
unde sunt absolut superbe. Doamne, și-au început să mănânc din astea pentru că sunt acrișoare. Iar ăsta a început să se înroșească, să se facă frumos. Ăsta este Idaredu și are merele astea roșiatice așa și frumoase. Și abia aștept să pap și din el că nu am mâncat. Și nu știu dacă v-am menționat, cred că v-am menționat pe Instagram, nu mai țin minte. Cert este că marea dezamăgire a anului ăsta sau a erei ăsta este acest Jonathan. Știți că vă ziceam eu de mărul ăsta că l-așteptam ca și când era Jonathanul meu, adică Jonathanul, și îl pun reclisem eu Jonathan și nu știu ce. Ei bine, nu este Jonathan, este fix mărul pe care îl detest cel mai tare, și anume bod de iepure sau ștarc. Kinson, Star Crimson, nu știu, are un nume din asta tâmpit. Așa. Mai am un măr ca el, unul bătrân în fața casei, pe care tot insist să-l scoatem de ani de zile și nu l-am scos, dar o să-l scot până la urmă, pentru că e bătrân și deja nu mai face nimic. Dar, da, e fix mărul ăla care nu-mi place și o să-l scot, pe lângă faptul că trebuie scos, că nu-mi place mie, nici nu stă prea bine în rădăcină. E cam aplecat și de la vânturi acum, de noroc că l-am proptit, că altfel cădea. Au bătut din vânturile zilele astea, niște vânturi din alea înfiorătoare, că la mine, cum vă ziceam și pe Instagram, începe să semenea toamnă. Except în gazonul meu care e verde și e verde pentru că intră cantități industriale de apă în el. Mă gândesc foarte serios să-l desfințez la anul pentru că consumă prea mult curent și prea multă apă și prea mult timp. Mă gândesc să-l înlocuiesc cu trifoi și de fapt să pun trifoi în cam toată curtea pentru că... Haide! Aia era, prietene! Așa, numai cu fiarele, nu mai spătusem de vorba astăzi. Așa, și mă gândesc să înlocuiesc, să pun în toată curtea trifoi, pentru că cel puțin în perioada asta, cum este seceta asta și cum n-am udat în toată curtea, iarba este uscată și la modul, stai să vă arăt, nu știu dacă se observă pe cameră, dar e cam așa, arată cam ca în deșertul Sahara în momentul de față. Și de-aia mă gândesc că niște trifoiață care ar trebui să fie mai rezistentă și la umezeală și la secetă și la umezeală și să se întindă și mai repede și nici nu trebuie tunsă atât de des, ar fi mai fezabilă, ca să spunem aici în zona asta, pentru mine, fiindcă nu, e frumos, e plăcut, e drăguț, dar nu. Necesită prea mult efort și prea multă apă. În primul rând, asta mă omoară, apă. Trebuie să las aspersoarele cel puțin o oră jumate în fiecare zi să ude, ceea ce înseamnă mult curent. Nu neapărat apă, că apa n-o plătesc. Eu nu plătesc apă, plătesc doar curentul prin care ajunge apa pe gazon. Și prea mult. Too much. Mai ales cum au crescut prețurile. Too much, baby. Dar, în rest, toate bune și frumoase. Și e bine, și e răcoare încă. Dar eu mă voi duce în casă să mă apuc de filmat, să repar ce n-am făcut ieri, ce nu mi-a ieșit ieri, și să... văd ce mai facem pe ziua de astăzi, pentru că, teoretic, aș avea în plan să merg și prin oraș. Și că trebuie să dau și niște index. Yay, me! Iuhu! Hai să dăm și niște index și cu ocazia asta. Și gata, sunt echipată. Câteva ore mai târziu sunt echipată de plecat. Asta este rochia cu care mă prezint astăzi. Este o rochie de la Zara pe care o am de ani de zile. O port destul de des pentru că îmi place foarte tare, bineînțeles, fiind albastră, dar și pentru că e foarte subțire și foarte lejeră și are cordonul ăsta pe care eu în general îl fac într-o fundă așa frumoasă aici. Ce Dumnezeu face așa? Fermoarul bate în oglindă. Așa, și este lungă. În picioare am sandalele astea joase de la Tom Taylor, cred că sunt. Voiam să-mi iau niște sandale cu talpă ortopedică, dar nu știu unde sunt. Apropo de ce discutam aseară cu voi, prin urmare, merge și așa, nu-i problemă că e mai relaxată. Ținuta, geanta tot de la Zara, parcă? Da, tot de la Zara aia pe care am avut-o în Italia.
Și let's go! Mai trebuie să-mi iau ochelari de soare, să nu uit să-mi iau ochelari de soare, because soare, important. Și rest, toate bune și frumoase, hai să vedem ce facem. Nu știu dacă să mă duc în AFI sau să merg în mall-ul ăsta de aici, de lângă mine. I don't know, să vedem cât de repede vine mașina. Fericire, am supraviețuit. Stați, că am ajuns la Aldo. Și mă uitam la... nimic interesant. Așa, din fericire am supraviețuit caniculei de afară. Nu m-am topit de tot, am ajuns. Și acum mă îndrept către Primark, pentru că s-a deschis în sfârșit Primark-ul de aici din AFI. Și mă duc să-mi caut niște colanți de sport. Pentru că aș avea nevoie de niște colanți de sport și niște chestiuțe și poate mai găsim ceva interesant prin Primark. We shall see! Da. Ce faceți? Bonjour! Da, m-am dus rapid, m-am dus așa până în oraș, rapid, rapid! 2 ore am stat, 2 ore! Sări banii din mine ca fulgi de vângăină, știți cum? Ca e o vângăină și o jungle așa și s-ar fulgi din ea, așa o sări banii din mine în astea 2 ore. Anyway, avem așa, o captură de la Pepco, total neintenționată pentru că nu am așa, ceva de la Primark, total neaiure față de ce m-am dus să iau, și ceva de la Sinsay, pentru că m-am dus să iau ceva și m-am întors cu altele și da. Și uite așa s-a transformat vlogul ăsta și într-un haul. Hai să începem cu Primark, că acolo am intrat prima dată. În primul rând am văzut niște șoseți la casă, cum zicea o fostă șefă, șoseți. Și am luat, erau 7 bucăți, bănuiesc că nu-s, dă, ăștia nu sunt, cum nu sunt eu urangutan, nu sunt ăștia de bumbac, dar aici pe acasă, prin papuci, prin praf, pentru asta i-am luat, nu i-am luat ca să-i bag în ceva, așa. Apoi, am luat un de-ăsta, nu știu cum îi zice, o ăsta de masaj pentru scalp, ce faine, vai! Opa, stați că am descoperit America. Stați un pic. Au, stați că eu nu credeam în chestiile astea de masaj. Dar am văzut la cineva, la cine am văzut, doamne? O chestie din asta similară și a zis că o folosește pentru când își dă cu ulei de roz sau cu apă de rozmarin în păr, că știți că e nebunia aia pe TikTok cu apa de rozmarin. Mi se vede sutien, mă scuzați. Și își dă cu apa aia de rozmarin și își face masaj la scalp. Și m-am gândit să fac și eu același lucru când aplic uleiul ăla de ricin, de la Gerovital, știți? Și acum am dat seama că, ce relaxant, vai ce bine, aolo. Da, mâine să-mi pun din asta. Așa, are piciorușele astea din silicon, care, așa, deci sunt din silicon. Și chiar a constat, după cum ați văzut, că am constatat că se simte chiar super bine. Apoi am luat o sticluță din asta ca să-mi pun apă în ea, deși nu sunt mare fan al acestor chestii de plastic, plasticoșenilor ăstora. Mi se pare cam scumpe alea de metal și de sticlă, nu știu de ce, dar mi s-au părut cam scumpicele. Și am zis să am o sticlă din asta așa să mai beau apă din... Asta e de 700 de mililitri. La câtă apă băiau eu? Îi bine. Și cât a fost? Preț? 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 Asta a fost 15 lei. Asta a fost 9 lei. Știu sigur că a fost 9 lei. Știu că mi-a rămas în minte că e... Cred că 9 lei a fost, cred. Preț? Da, 9 lei. Și au fost 20 de lei. De-aia zic, nu-s de bumbac niciodată în viața asta. Și...
Intrasem să-mi iau niște colanți, dar nu mi-au plăcut. Nu mi-au plăcut și erau și 40 de lei și vreau niște colanți să iau pe aici, prin curte, pe șantier, pe toate alea, să mă umplu prin de praf cu în ei și pentru asta i-am vrut și vă dați seama că nu-mi vine să dau prea mulți bani, dar am văzut la Primark acest ceva. Am mai fost, cred că săptămâna trecută, am dat o fugă așa rapidă prin Primark în AFI și atunci i-am văzut și uitați cât sunt de drăguți. Am luat doi pumpkin și din ăștia, doi doblecei din ăștia cu sclipici, absolut drăgălași, superbi. Asta este, codița este de ceramică, tot întregime sunt de ceramică, uitați cât de drăgălași sunt, arată super bine și m-am gândit că dacă vine toamna, era să zic vara, ar fi bine, să îi folosesc pe post de decorațiuni. Ăștia au fost 17 lei și cum ziceam, am fost anul trecut. Revinoți! Am fost săptămâna trecută în Primark, am dat o fugă și i-am văzut și nu i-am luat atunci. Și acum zic, dacă tot nu mi-am găsit colanți și blugi care să-mi placă, blugi din ăștia pentru curte, zic, ia, hai măcar să iau pe ăștia. Și am luat doi. Așa, și mi se par foarte, foarte drăgălași pentru decor, așa, și o să-i pun cel mai probabil prin bibliotecă, ați ghicit. Apoi, am fost la Sinsay, unde la fel am găsit foarte mulți dobleci. Deci este un haul foarte dovlecios ăsta, ca să știți. Este un haul preambul pentru... Dar de ce nu-mi stă rochia asta și mă stau așa, zici că sunt dezlunată? Este un haul foarte dovlecios pentru că, în primul și în primul rând, am găsit acest ceva. Încă un dovleac. Este din ceramică. Ăsta a fost 26 de lei. Ceramică cu ăsta aurit, așa, dar un auriu foarte discret. Și la fel, mi se pare că o să se vadă foarte bine ca tematică în bibliotecă și poate funcționa și pe post de bookstopper. Știți că se oprească cărțile. Apoi, am mai văzut încă un dovlecel care e cam de aceeași dimensiune. Da, sunt cam la fel cu ăștia. Erau și unii mai mari, dar ăsta e mai mult argintiu, așa, e cromat și câteodată se vede auriu, câteodată se vede argintiu și am zis să nu-l iau pe la mare, am zis să-l iau pe ăsta mic, foarte drăgălaș, și să fac așa o chestie cu ăștia, trei, și n-am terminat cu dovlecii, am găsit și o cană dovlecioasă, da, deci ăsta a fost 9 lei, că nu v-am zis, asta a fost, cana dovlecioasă a fost 18 lei, așa. Este o cană foarte dovlecioasă, perfectă pentru toamnă. Dar îmi place că e cu alb și cu auriu. Și că nu e portocalie sau ceva. Dar mi se pare că sunt foarte, foarte drăguțe. Apoi, am luat două seturi de pijamale. De pujlamale, cum zicea bunica mea. De pujlamale. De la Sinsay. Astea sunt din bumbac și am mai avut... Cred că am mai avut la Sinsay sau de la Pepco. Nu, de la Pepco am mai avut, dar sunt similare. Așa... pijamale din astea de bumbac și sunt foarte bune, țin bine la spălat, sunt ok, chiar o să le bag acum la spălat, imediat după ce termin de vorbit cu voi. Și au fost 25 de lei și mi-am luat 26 de lei și mi-am luat M pentru ambele, ca am zis să fie un pic mai lărguțe. Asta mi-a plăcut pentru că e lila, e mov ăsta, movuliu ăsta foarte drăgălaș, așa, și scrie ceva pe tricou. Sunt astea, așa. Și, da, mi-a plăcut că e mov, iar pe asta scrie Love at First Bite. Și fiecare înțelege ce vrea din acest mesaj. Dar da, și asta mi-a plăcut foarte tare. Și îmi plac astea și numai bune de purtat prin casă, așa, sau mă rog. Și am găsit ce căutasem în Primark, și anume colanți, am găsit în Sinsay. Din ăștia simpli, vedeți? Din ăștia super, super simpli, fără nimic pe ei, fără așa. Cât au fost ăștia? Stați așa. 13 lei. Da. Și din bumbac. Pentru că sunt respirabili, n-am vrut din aia sintetici și v-am zis, îi vreau pentru curte. Eu nu port de regulă colanți, decât când fac chestii, ceva deosebit, fac ceva anume. Și am unii pe care îi foloseam și pentru sport, dar sau atâta i-am purtat pe aici prin casă și prin curte, făcând diverse lucruri, încât au început să se pare așa. Și ăștia, în mod surprinzător, ăștia sunt cumva mai buni, mai grosuți decât ăia de la Primark. Ăia erau 40 de lei și ăștia sunt, v-am zis, sunt 13 lei, deci mai buni. So,
Da, asta a fost captura de la Sinsei și de la Pepco. Eu știam că am auzit la radio, la TV, am auzit că este sezonul Harry Potter. Că iarăși este colecție de Harry Potter. Nu știu dacă știți, dar în ultimii 2 ani, 3 ani au fost o nebunie întreagă cu Harry Potter. Și am auzit treaba asta, dar nu m-am dus la Pepco, nu m-a interesat. Și acum că am intrat în Pepco, zic, ia mă să văd și eu. Și am văzut că aveau o agendă, care de fapt în sine nu este o agendă, este o chestie din asta cu postituri, stați așa, deci e ca un caietel în care House Championship e pe ea, ai așa un bloc din ăsta notes pe care să-ți notezi tu diverse, ai încă un din ăsta, ai din astea postituri din astea sau sticky tab-uri din astea cu casele, ceea ce mi se par foarte fani și foarte faine și o să fie bune când o să citesc cărțile. Da, bună ziua, mulțumesc, aveți răbdare. Și aici ai calendarul pe săptămână și poți să-ți faci tu calendarul, să-ți scrii ce vrei tu. Până... Dar nu sunt în ordine. Ah, weekend, ok. E Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Wednesday și weekend, ok. Și cam așa arată. Că nu v-am arătat, da? Astea sunt sticky notes-urile, asta este... Hârtiuța, astea sunt așa. Aveau și hanorace, dar nu mi-au plăcut hanoracele. Nu m-au dat pe spate, oricum eu nu sunt mare fan hanorace, așa că nu m-a tentat. Aveau și pijamale, aveau și căni, niște căni din alea așa mari, tip castroane. Și am fost în două Pepco-uri, întâmplător s-a nimerit să fie merg în două Pepco-uri și am găsit și cana asta. Și mai era o cană care semăna cu un din ăla, cu un, cum îi zice, din ăla, mă, pentru poțiuni magice. Cum îi spune, domnule, ceaun pentru poțiuni magice, semăna cu ceaun. Și nu mi-a venit să dau 40 de lei pe ăla doar pentru că aș vrea să-l țin pe post de decor, dar asta care are blazoanele caselor, am luat-o și e foarte drăguță. Mi se pare foarte faină și plus că e roșie, e bine. Nu, mai leomarin și ce-am mai găsit? A, înainte de să vă arăt ce-am mai găsit, am luat și o perie din asta pe care am găsit-o în Pepco. 10 lei a costat asta. A, ăsta a fost... Agenda lui Harry Potter. Unde ești, mă? Nu, aici. Aici, așa. Cât a fost, mă, agenda lui Harry Potter? Agenda lui Harry Potter a fost 16 lei și cana tot cam atâta, cred că a fost. 18 a fost cana. Asta a fost 10 lei și este o periuță din aia, nu știu dacă știți. Eu, mi-a tot apărut pe TikTok, mi-a tot apărea ad-uri de la... Unii care vindeau periuța asta o vindeau la 30-40 de lei, ceva de genul ăsta, pe TikTok, mă rog, pe un site. Practic îi pui detergent de vase aici sau ce vrei tu și, bine, poți să o folosești, de exemplu, sau și mă gândesc că poți să o folosești inclusiv pentru covoare, dacă vrei. Nu știu dacă vrei să speli local anumite chestii. Pui detergent aici, în recipientul ăsta și are un sistem din ăsta cu click. Dar stați că trebuie să-l pun la loc, să mă și prind cum se pune la loc. Așa. Are un sistem din ăsta cu click, apeși și îți iese câte o picătură de detergent și speli vasele. Și am zis să încerc să văd cum e. 10 lei. Aia pe TikTok v-am zis, să dea un 30-40 de lei cu ăsta. Dar bine. Oricum sunt luate toate din China, așa că nu e așa. Și ultimul lucru pe care l-am luat a fost tot o pijama cu Harry Potter. Și am găsit una mare. Nu știu dacă e de adult neapărat. Habar n-am, dar dacă e de adult e bine. Dar s-ar putea chiar să fie mare. Pentru că am luat-o pe cea mai mare pe care am găsit-o, că am zis tot așa să fie largă. Și este cu Hedwig. Uitați-o cât de drăgălașă e Hedwig. Știți că mai am eu o bluză cu Harry Potter, nu? Aia mov, tot așa cu Hedwig, care vine și aduce scrisoarea. Da, și mai am una la Pebbles. Că mi-am mai cumpărat una pe Pebbles. Și acum am și pe asta. Și uitați ce drăgălașă e. Foarte drăgălașă. Și pantalonii sunt așa, cu Hedwig și cu H-ul de la... Harry Potter. Și astea la fel, sunt din mumbac și pantalonii par să fie lungi. Deci cel mai probabil îi voi târâ după mine, but who cares? Așa. Bineînțeles că o să mă... Ia, este pentru 170-176, e bine, eu am 160.
Așa, deci o să le târăs după mine, dar nu contează, important e să fie un pic mai lărguțe. N-a asta să caut, că inițial văzusem unele și erau micuțe, adică erau 152 cel mai mult. Și zic, bă, să mă risc să găsesc, după aia i-am zis, trimis mesaj Aniele și zic, ia caută și tu la tine o pijama din asta. Și după aia am găsit-o pe asta, în al doilea pe care m-am dus, am găsit-o pe asta și numai bine că, da, probabil o să fie lungi pantalonii, că așa par. Par să fie cât sunt eu, de înaltă cu totul, atâta par să fie numai pantaloni. Da, nu contează. Nu-i problem. Mai târăs după mine. N-ar fi primit prima pereche de pantaloni pe care o târăs după mine. No. Bine. Atât a fost. Asta a fost tot ce mi-am luat. Acum, sunt puțin agitată pentru că la 7 am live cu voi pe YouTube. Da. Am live cu voi și trebuie să mă adun, să-mi dau un pic un refresh, să beau ceva rece și să mă pregătesc de live, că trebuie să fie ceva cu streaming, pentru că le-am invitate și pe Ștefania, pe Ștefania Estrate și pe Ildico. Vorbim de cărți, vorbim de menajera și de camerista. Și am zis că să le invit și pe ele. Mai am ceva pe aici. Okidoki. Smokey. Și până atunci să pun astea la spălat ca să se și usuce până diseară și da, să mă pregătesc pentru live, că de-aia ziceam că s-a agitată, fiind să mă pregătesc de live-ul ăsta. Te deschizi? Aha, este nudat. Așa. Și mai am, aș mai avea cam o oră până la live, dar totuși să fiu pe fază când intră fetele să nu aștepte și voi, în principiu, să nu mă așteptați. Și vă zic diseară cum decurge toată treaba, pentru că zilele astea chiar s-a gândit internetul să facă figuri și sper să nu mi se întrerupă conexiunea. Sau, și să reușesc să fac acolo, pentru că sunt, cum am zis, sunt la tehnică și nu știu care e treaba cu streamingul ăsta și că teoretic fac live-ul pe altă platformă și transmit pe YouTube și e nouă pentru mine toată cu chestia asta, dar dacă iese bine și dacă vă place, chiar să-mi spuneți dacă vă place, mai facem. Adică, da. Și pijamăluțele astea au pantaloni jinești scurs, care mi-e plac foarte, foarte tare. Și îmi place să dorm în ei, că nu mi se mai trag. Când am pantaloni lungi, mi se trag așa noaptea până sus, cred că și vouă vi se întâmplă la fel, nu? Mi se trag așa până sus și parcă stau așa cu materialul ăla mototolit pe lângă mine. Ei, când sunt scurs pantaloni, nu mai au ce să se tragă. Să se adune și atunci e numai bine. Da, să desfacem etichetele și să le punem la spălat. Până una alta și noi ne auzim după live-ul meu, mai încolo. Și cred că n-am închis geamul, deși m-am lăudat că am închis geamul ca să n-auziți mașinile, cred că nu l-am închis și da, ați auzit toate mașinile care trec în perioadă. La ora asta trec foarte multe mașini. So, tu cum te închizi, bre? Numai așa? Adică n-ar trebui să faci un click sau ceva? Sau something? Și cum? Nu, bine, păi atunci înseamnă că o să curgi. Ceea ce nu-mi place în mod deosebit. Whatever. Merge. Bine și așa. Hai da, hai să mergem la treabă că avem multă. See you later, alligator. Bună de dimineața. Nu știu dacă se vede pe fața mea, dar sunt puțin ruptă de somn. Pentru că m-am trezit foarte devreme, este foarte devreme, mi-am adus aminte că n-am închis vlogul la seară, că voiam să-l închid și cred că m-am lungit destul de mult cu cele două combinații de vlog pe care le-am făcut, adică cea de acum două săptămâni și cea de acum cu decorul și holul și nici nu știu cum am să-i spun la vlogul ăsta. Cert este că seara am avut asta, live-ul cu voi, care a fost cu peripeții, evident că nu putea să meargă bine din prima. Nu mi se conecta, nu mă auzeam, se întâmplau niște lucruri, mi-am chinuit vreo jumătate de oră, mi se părea că tot timpul că mă fac de râs, că sunteți acolo, că voi ați venit și erați entuziasmați și eu vă dezamăgesc și am închis live-ul, l-am repornit, până la urmă a mers, dar nu mi-a mers netul ca lumea, nu s-a auzit. Deci a fost cu peripeții, n-a fost neapărat cel mai lin parcurs așa în live-ul ăsta, dar este bine că am mai învățat niște lucruri și ușor, ușor o să mă pun la punct. Cert este că v-a plăcut și mie mi-a plăcut la nebunie și cu siguranță o să mai repetăm experiența și
eu singură și cu fetele, pentru că fetele au fost absolutamente minunate și le iubesc de nu se poate. Dacă până acum le iubeam că mă uitam la ele și aveau recomandări de cărți bune, acum le iubesc și mai mult și le mulțumesc încă o dată că au participat la live. Și n-a fost cea mai grozavă chestie, n-a ieșit bine din prima, dar nu-i problema, important e că ați fost acolo și important e că v-am simțit aproape, vă mulțumesc din suflet. Închidem vlogul ăsta, că v-am zis, m-am lungit destul de mult și ne auzim în clipurile viitoare. Voi spuneți-mi eventual părerile voastre despre lucrurile la care v-am întrebat, cu fotoliu, cu veioza, cu covorul, cu toate cele, și discutăm mai încolo. Ciao, vă pup, ne auzim!